Și o să propun să facem un mic exercițiu. Bine. Ca să nu reluăm toată povestea traseului profesional. Dacă ar fi să te uiți un pic prin el, să arunci așa o privire în trecut, care ar fi un moment care, cu experiența de acum, cu statutul și cunoștințele de acum, care ar fi un moment pe care l-ai face altfel? Un moment, un proiect, o decizie de business pe care acum ai aborda-o altfel? Da, complicată întrebare. Poate că morfoza aș începe altfel. În alt moment sau în alt fel? În alt fel. În sensul în care ideea cu care am pornit morfoza a fost că eu sunt un mic investitor, adică mi-asum finanțarea acestui business și partenera mea de la acel moment e cea care face business-ul să se întâmple operațional, având o idee comună, acea soluție completă de amenajări interioare. Nu a funcționat, motiv pentru care, după părerea mea, am pierdut cam un an de zile, un an și ceva, până când am luat decizia să mă implic activ în acest business, din două motive. Unul, că riscam să dau faliment dacă lăsam să meargă în felul ăla, și al doilea, că nu ajungeam să simt atât de bine ceea ce fac acum, care îmi place la nebunie să amenajez. Deci ar fi practic vorba de o recuperare de timp. Da. Deci aș mai câștiga un an jumate, dar nu e timpul pierdut, că anii sunt în față. Și legat de viitorul proiectului? Acum sunt destul de animată de zona asta de business și office, care mi se pare foarte interesantă și în care tot ceea ce știu legat de cum funcționează un business ca și antreprenor adaugă valoare în amenajările de office pe care le facem. Deci nu pornim de la să fie ceva frumos, să fie ceva ergonomic, ci pornim de la cum poate acea amenajare să ajute firma, să înțelegem profilul companiei care urmează să lucrească acolo. Acesta este segmentul pe care vă gândiți să și creșteți în viitor? Aici, aici mergem miza, da, deja planurile de viitor. Deja creștem și pe acest segment. Partea de rezidențial ne e foarte la îndemână, o știm foarte bine, o facem în continuare. Însă acest segment nou pe care l-am adăugat, un copil mai mic, care crește, e zona care mi se pare cea mai interesantă. Cel mai important proiect pentru 2015, care e? Un proiect la care lucrăm acum, un proiect mare, proiect de undeva la peste 3.000 de metri pătrați, o amenajare totală, fit-out și furnishing, care e foarte inedit, pentru că ne-au lăsat să facem cam tot ce ne-au trecut prin cap în termen de creativitate și abia aștept să-l văd în realitate. Plus că se prefigurează un proiect pe care urmează să-l derulăm paralel în 3 țări, lucru care e challenging.